Salutare și bine ați venit! Pentru cei care vă aflați pentru prima oară pe acest canal, aici facem filmulețe cu și despre detailingul auto, testăm produse și aflăm lucruri noi despre îngrijirea mașinii. În clipul de astăzi vom testa ultima soluție pe care am achiziționat-o de la Lidl, și anume ceara lichidă de la W5. O vom compara cu Colinite, ceara de la Colinite. Pe partea stângă vom aplica W5, iar pe dreapta Colinite 845. Pentru cei care nu ați urmărit această serie, este vorba despre câteva produse pentru îngrijirea mașinii pe care le-am cumpărat și testat de la Lidl. Iar după cum spuneam, aceasta este ultima soluție pe care o voi testa. O să vă rog să mă scuzați pentru eventualele greșeli, este ora 9 și jumătate seara și sper că voi reuși să fac acest clip cât mai scurt. Vom ignora defectele lacului și vom începe testarea. Aceasta este soluția. Așa arată. Vine într-un ambalaj de 375 de mililitri. Prețul, din nou, nu-l mai țin minte, este ori 7 lei, ori 12 lei. Agităm soluția. O vom aplica manual. Ne-a scăpat puțin. Mirosul este plăcut, însă nu la fel de plăcut ca cel al soluției de poliș. Așadar, aceasta este cantitatea. Într-un strat subțire o vom aplica. Așa. O vom lăsa să acționeze câteva minute, după care o vom îndepărta și o vom aplica pe cea de la Colinite. Ne vedem imediat. Au trecut 2 minute, vom îndepărta excesul. O, da! O, da! Se îndepărtează extrem de greu. Temperatura nu este ridicată, cred că sunt în jur de 18-20 de grade în încăpere. 2 minute trecute și totuși se îndepărtează foarte, foarte greu. Da, extrem de neplăcut. Prima experiență cu această ceară nu este tocmai una bună. Foarte greu se îndepărtează. Cred că durează la fel de mult îndepărtarea excesului de ceară decât aplicarea și uscarea ei. Ok, sper că am îndepărtat-o pe toată. Ok, vom aplica acum Colinite-ul. Cam aceasta este cantitatea. Foarte puțin și aici. Foarte ușor de aplicat și din experiență și foarte ușor de îndepărtat. Extrem de ușor în comparație cu cea de la W5. Ok, vom proceda la fel și la aceasta. Vom aștepta 2 minute, după care voi reveni și voi îndepărta excesul. Ok?
Cam atât de ușor este de îndepărtat cea de la Colin Knight. Extrem de ușor. Fără pic de efort. Ambele soluții au fost aplicate. Acum voi dezlipi banda și vom vedea dacă există diferențe între cele două și părțile pe care nu a fost aplicată ceara, după care vom turna niște apă pentru a vedea efectul hidrofob. Să apropiem puțin camera. Nu pot obține o imagine mai bună. Este destul de greu de observat diferența între cele două ceruri. Dar sper că se poate vedea aici. Este delimitarea. În partea din dreapta aveam colinite-ul. Din nou, da, știu, lacul este într-o stare jalnică. Dar testăm două ceruri. Culoarea este mai intensă pe partea dreaptă, adică unde am aplicat colinite-ul. Este mai ușor de observat diferența decât aici. Sau poate mi se pare, nu știu. Cam acesta este aspectul. Iar acum vom vedea și comportamentul la apă. Ok, de acolo probabil este imposibil să vedeți porțiunile pe care am aplicat cele două ceruri. Așadar, în dreapta avem Colinite, iar în stânga W5. Haideți să vedem cum se comportă. Da, cred că se poate vedea. Partea din dreapta apa alunecă foarte ușor. Însă în partea din stânga, parcă nu am aplicat nimic. Iar în plus rămân și niște urme foarte urâte, haideți să vedem. Da, se pot observa. Despre acestea vorbesc. Probabil încă mai există reziduri pe care nu le-am șters, dar nu este din cauza că n-am vrut, este din cauza că mi-a rupt mâinile această ceară. Da, rezidurile încă sunt acolo. Da, cu siguranță nu am îndepărtat-o corect. Dar trebuie să mă lupt cu ea ca să o îndepărtez. Sper că de data asta am îndepărtat toate rezidurile. Vom începe din partea aceasta unde nu am aplicat. Apropo, acum cred că se vede mai ușor. Bucata aceasta este perfect uscată, însă pe lângă ea lacul încă este ud. Așadar, partea pe care nu am aplicat deloc ceară, Colinite și W5. Da, mijlocul foarte rapid. Partea din stânga există ceva efect hidrofob. Însă nici pe aproape ca cel din mijloc. Ok, haideți să încheiem. Acesta a fost și testul cu ultimul produs de la Lidl. Ceara lichidă. Nu pot spune că recomand acest produs. După cum ați văzut, este foarte greu de lucrat cu el, iar rezultatele finale nu merită efortul. Este ora 10 acum, așa că o să vă rog din nou să mă scuzați pentru eventualele greșeli. A fost o zi lungă. Sper că din tot ce am filmat până acum puteți trage o concluzie. Sper ca experiența mea să se fi transmis și în clip. Știu că foarte mulți dintre voi așteptați testul cu acest produs.
Acesta a fost rezultatul în cazul meu, în situația mea, cu metoda mea de aplicare. Poate există și alte persoane care au avut alte experiențe cu acest produs. Asta a fost tot și pentru astăzi. Sper că aceste informații v-au fost de folos. Până data viitoare, ai grijă de mașina ta!